vorbim de majorări de 5 și 5%, categoriilor care nu au primit, celor care au venituri foarte mici. Faceți în acest moment, din ceea ce am stabilit împreună cu Ministrul Finanțelor, Guvernul României atât aș permite. Deci este varianta finală? Ea este pusă în transparență, dar eu vă spun că Guvernul României, ceea ce mi-a transmis mie Ministrul de Finanțe, este că acest efort bugetar și-l poate permite România în acest moment. Și eu cred că de la începutul anului această abordare a fost una corectă și echilibrată.